Executivul Consiliului convocase ședința extraordinară cu o ordine de zi pe care erau înscrise 7 puncte, prezentată pe scurt de președintele Mustățea, chiar dacă ședința nu a fost legal constituită, nefiind îndeplinit cvorumul. Proiectul de hotărâre prin care validez dispoziția prin care am rectificat bugetul, și vreau să fac aici o pauză, conform legii finanțelor publice locale, atunci când o autoritate publică primește sume de la bugetul de stat sau sume în baza unor acte normative cu destinație specială, așa cum au fost cazul nostru, mă refer aici la fondurile primite pentru bolnavii de HIV, SIDA și pentru indemnizațiile persoanelor cu dizabilități, pentru că în ședința trecută ordinară acest proiect nu a trecut, am fost obligat prin dispoziție să rectific bugetul, pentru că nu puteam să las oamenii fără medicamente, în primul rând, și fără indemnizații. Și conform legii, la prima ședință pe care am convocat-o, am propus un proiect de hotărâre prin care să validăm această rectificare. Nu am făcut niciun fel, n-am încălcat în niciun fel legislația în vigoare. Cu toate că au semnat un convocator și o solicitare pentru această ședință, consilierii noii majorități nu s-au prezentat. Nu înțeleg de ce au convocat o ședință și de ce nu au venit la ședință. Încă o dată se demonstrează că aici, în Consiliul Județean, nu primează interesele cetățenilor, și primează interesele clientelare de grup și de partid. O explicație a absenței inițiatorilor ședinței a fost încercată de vicepreședintele Marciu, care, deși era în sală, nu era oficial prezent pentru că a refuzat să semneze prezența. Există o adresă din partea grupului de consilieri PSD, PC și PLR, care solicită amânarea ședinței extraordinare din data de astăzi pentru o dată ulterioară, 21 octombrie 2014. Motivăm această solicitare de decizia domnului președinte a Consiliului Județean Vasile Mustățean de a convoca o ședință la aceeași oră și în aceeași zi, cu altă ordine de zi, încercând în acest fel să dea un caracter de ședință ordinară unei ședințe extraordinare. Am martori aici tot colectivul din directorii și personal de specialitate din Consiliul Județean. La prima oră, luni, am convocat toată conducerea Consiliului Județean și am stabilit ședință, noi am stabilit-o prima dată, ședință extraordinară, cu ordinea de zi pe care v-am prezentat. Ulterior, domnul Marciu a venit cu o altă solicitare. Aici, astea sunt adevărul cronologic. Atunci când a prezentat ordinea de zi propusă de consilierii ce convocaseră ședința, președintele Mustățea a precizat că unul din punctele de pe această ordine de zi a fost depus cu încălcarea prevederilor legale. Era vorba despre rectificarea bugetului. Fără ținând cont de faptul că proiectul este al meu de data trecută și nu poate nimeni să-mi însușească un proiect al meu fără voia mea, și doi, legea 215 prevede în mod clar și expres că bugetul nu se aprobă decât la propunerea președintelui Consiliului Județean. Deci nimeni nu poate să-mi facă un propunere de buget sau de modificare a bugetului. Numai președintele poate să facă o propunere pe care vă supune dezbaterii și aprobări. Acuzațiile președintelui Mustățea au aprins fitilul unei bombe care, chiar dacă ședința nu s-a ținut legal, a explodat. Acum constat că există un referat de legalitate cu tot un directul din suportă, unde spune sau împărtășește aprobarea. Deci eu cred că din stat un acuz. Dați-mi, vă rog frumos. Haideți să ne înțelegem. Acele proiecte de hotărâri pe care l-au inițiat acel grup de consilieri se referă la readucerea pe ordinea de zi a unor proiecte de hotărâri care nu au fost votate în ședința din 30 septembrie, ultima ședință a Consiliului Județean. Nu se referă la inițierea unui proiect de hotărâri. E un fals. Se referă la reluarea și readucerea pe ordinea de zi a unor proiecte care nu au fost votate și nu au îndeplinit vorul din ședința anterioară, care au parcurs toate etapele legale, expunerea aparține președintelui Consiliului Județean, se referă la rectificarea de buget, la sprijine financiare, cele pe care dumneavoastră ați hotărât să le amânați, au fost reluate, ele parcurseseră etapele legale, ele au fost reintroduse după ce au parcurs încă din 30 septembrie. Nu se referă la o inițiativă legislativă. Desemnătura mea de legalitate e perfect legală.
atac direct la persoana mea. Nu e niciun atac direct. Trebuie de ceea ce am zis să răspund direct. Deci nu e niciun atac direct, îmi pare. Ca să fie foarte clar. Acele proiecte, vă aduceți bine aminte, au fost introduse pe ordinea de zi, nu au obținut volumul necesar, ele au fost reintroduse. E falsă ideea care se acreditează în acest referat, cum că nu îndeplinesc condițiile de fond și de formă. Asta înseamnă că în ședința din 30, ele au fost introduse ilegal. Dacă dumneavoastră îmi demonstrați mie că un proiect al președintelui Consiliului Județean, de când e acest Consiliu, a fost supus de alți inițiatori pe ordinea de zi, nu vă mai zic nimic. Așa ceva? Domnule, eu nu mai pot să-l pun pe ăla. Ăla e proiectul inițiat de mine. Păi vă contrați, da? Sigur, dacă a fost legal în 30, legal și azi. Păi dar nu poate să mi-l pună altul pe ordinea de zi. Este proiectul meu. Eu puteam să-l retrag, eu inițiatorul, puteam să-l retrag înainte de pe ordinea de zi? Aveați voie la retragere până la înscrierea pe ordinea de zi. Alo, de ce proiectul meu nu mi se poate pune pe ordinea de zi fără aprobarea mea? Ce dumneavoastră, despre ce vorbim aici? Ascultați-mă puțin. Deci nu se poate pune un proiect, dacă eu pot să pun un proiect al lui domnul Marciu pe ordinea de zi? Nu, eu pot să pun un proiect al domnului Marciu pe ordinea de zi? Concluzia acestei ședințe, care de fapt nu a fost ședință? Vă mulțumesc, declar, n-am ce să declar, ne vedem de treabă, ne întâlnim la următoarea ședință. Da, să rămână bună ziua!